Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam într-o relatare, o relatare foarte importantă pentru toți, pentru toți oamenii. Men ra'a minkum munkara, acela dintre voi care vede un lucru neplăcut. Munker, un lucru nepermis, un lucru urât. Fel yughayyirhu bi yadihi, să-l schimbe cu mâna lui, să intervine și să schimbe acest lucru greșit. Fa illam yastati', iar dacă nu poate, fe bi lisanihi, cu limba lui, cu o vorbă bună. Fa illam yastati', și dacă nu poate nici acest lucru, fe bi qalbihi, să deteste acest lucru din inimă, să urască acel urât, acel lucru nepermis, acel păcat din inimă. Wa dhalika adhaful iman, aceea fiind cea mai slabă credință. De aceea, datoria noastră este, ori de câte ori când vedem un rău, când vedem o nedreptate, să o îndreptăm, să facem dreptate, să schimbăm acel lucru rău într-un lucru bun, să revenim la dreptate când vedem o nedreptate, să facem acest lucru cu mâna noastră, adică cu puterea noastră. În clipa în care puterea ne ajunge, cu sfatul nostru, să sfătuim, să recomandăm, să vorbim frumos cu acel om care greșește, să-și repare greșeala. Iar în cazul în care nu putem nici măcar acest lucru, măcar din inimă să detestăm acel lucru și să ne îndepărtăm, să lăsăm departe și să ne îndepărtăm de acel lucru nepermis. Este un semnal de alarmă pentru toți. Mulți dintre noi greșim și continuăm în greșeala noastră fără să ne pese. Mulți dintre noi avem prieteni, rude, apropiați care greșesc și îi lasă în greșeala lor fără să corecteze, fără să îndrepte acea greșeală. Este datoria noastră să intervenim și să corectăm acea greșeală atunci când avem putere, prin autoritatea noastră, atunci când nu avem putere, prin sfatul nostru, prin vorba bună, iar când nu avem această putere, nu avem această șansă, această ocazie să schimbăm nici cu puterea, nici cu limba, nici cu vorba, atunci, în cel mai rău caz, ne îndepărtăm și nu mai stăm într-un anturaj care păcătuiește, într-un anturaj care face îndreptate. Dacă ai văzut că într-un loc se face îndreptate, nu mai stai aproape de ei. De aceea unul dintre savanți a fost întrebat de un musulman de rând. Era vorba de un lider, un guvernator care era nedrept. Era despot, tiran. Și a spus, eu sunt croitor, lucrez la el în palat ca un croitor. Eu doar îi fac hainele, îi repar, îi cos hainele, mă rog, ce are nevoie. Și a spus, omul de rând vrea să spună, să-l întrebe pe savant. Domnul imam, domnul savant, eu sunt un simplu croitor, eu n-am treabă cu el. El e nebun, e lider, e tiran, el nedreptățește lumea, eu sunt un simplu croitor care lucrez cu el. La care savantul i-a spus, tu nu ești decât unul dintre cei care nedreptățește oamenii. Adică tu ești, nu ești decât o parte din el. Ești un om care susține nedreptatea stând lângă el sau fiind împreună cu el. Deci este foarte important să stăm departe de nedreptate și întotdeauna să fim în rândul celor care fac dreptate. Acesta este mesajul islamului, acesta este mesajul profetului sallallahu alaihi wasallam. De aceea trebuie să ținem minte un lucru. Oamenii cred că vor da socoteală la Allah în ziua de apoi pentru ceea ce trebuia să facă și nu a făcut. Trebuia să facă rugăciune, nu a făcut. Trebuia să țină post, nu a ținut post. Trebuia să dea zecat, nu a dat zecat, de exemplu. El crede că va da socoteală numai pentru ceea ce trebuia să facă și nu a făcut. Va da socoteală și pentru ceea ce nu trebuia să facă și a făcut. Cel care a furat nu trebuia să fure. Va da socoteală pentru fur. Cel care a mințit nu trebuia să minte. Va da socoteală pentru minciună. Cel care a nedreptățit nu trebuia să facă nedreptate. Trebuia să facă dreptate. Va da socoteală pentru acest aspect. Și al treilea lucru care este mai important decât cele două, pentru că vrând nevrând toți oamenii ne cunoaștem această datoria noastră, știm care este datoria noastră, știm care sunt greșelile noastre, mai e un al treilea aspect care este mai important decât acestea, vom da socoteală și pentru ceea ce puteam face și nu am făcut. Vom da socoteală pentru ceea ce puteam face și nu am făcut. Vom da socoteală pentru ceea ce era în puterea noastră, dar nu am făcut. Puteai să îi împaci pe doi oameni care se ceartă și nu ai făcut-o? Vei da socoteală pentru acest aspect.
Puteai să-l oprești pe un om de la furt, nu ai făcut-o? Vei da socoteală pentru acest aspect. Puteai să-l oprești pe un prieten de la nedreptatea pe care a intenționat să o facă sau o făcea? Nu ai făcut-o? Vei da socoteală pentru acest aspect. Să nu uităm acest lucru, că vom da socoteală și pentru ceea ce ne era în putere, dar noi nu am făcut, indiferent care este motivul. Nu există o scuză. Aveai datoria să îndrepti acel lucru și nu l-ai făcut. Acesta este mesajul profetului sallallahu alaihi wasallam. El însuși, ori de câte ori vedea o nedreptate, intervenea. Niciodată nu a tăcut la o nedreptate. De aceea noi știm că din tradiția profetului, din sunna profetului, este și acceptul profetului, chiar și cel tăcit. Adică dacă l-a văzut pe cineva că făcea un lucru și profetul a tăcut, nu a discutat, înseamnă că acel lucru este un lucru bun și de aceea profetul nu a atenționat acea persoană. Dacă era greșit, automat avea datoria să corecteze acel lucru și de aceea, în calitate de profet, dacă a tăcut la un fapt, la un lucru pe care l-a văzut la un alt companion, înseamnă că acel lucru este permis și savanții au încadrat acest aspect în tradiția profetului și au considerat acel lucru fiind sunna, deoarece profetul sallallahu alaihi wasallam a tăcut, a acceptat tăcit acel aspect. De aceea, încă o dată repet, vom da socoteală pentru greșelile noastre, vom da socoteală pentru îndatoririle pe care nu le-am efectuat și vom da socoteală pentru ceea ce puteam face și nu am făcut. Allah să ne ferească!